care vine și stă 40 de ani sau 30 de ani la Ietro, ia fica de nevastă, face copii și apoi Dumnezeu îi spune, vină încoace ca să vezi, îi arată rugul din muntele Sinai și apoi îl trimite înapoi în Israel să-și aducă pe poporul său afară din robie. Și Moise îi spune lui Dumnezeu, dar ce știu eu să fac? În primul rând, eu sunt gângav la limbă, adică nemai stând de 30 de ani în Egipt, crezi că eu să știu să le vorbesc lor în egipteană și să le explic limba? Și la care Dumnezeu îi spune lui Moise, ai pe frate tu Aron, el le va vorbi și tu vei face minunile. Tu îi vei spune lui Aron ce trebuie să facă și să spună și Aron va vorbi în locul tău. Pentru că Aron, stând în Egipt, cunoștea limba. El era de acolo pământean. Nu că Moise era autist sau avea defecte de vorbire. Era prea înțelept, că altfel nu sta Duhul Sfânt peste el, nu vedea rugul din Sinai aprins, nu primea ordine de la Dumnezeu sau poruncă, descalță-te că locul care e cald ce-i sfânt și să vadă prima preînchipuirea coborârii Dumnezeirii pe pământ prin pântecele fecioare în care avea să coboare Hristos fără să ardă materia din focul Dumnezeirii, aceasta reprezentând drumul aprins. De ce m-am oprit aici? Ca să înțelegeți că Moise, când începe să scrie Scriptura, ne spune Origen, marele teolog, și ne spun alți sfinți ai bisericii luminați de Duhul Sfânt, un Grigore teolog, un Vasile cel Mare, un Atanasie cel Mare, că Dumnezeu dicta și Moise scria Scripturile, primele cinci cărți ale Pentateuhului. Din curiozitate, citiți măcar una din cărți, ori Cartea Afacerilor, Numeri, ori Deuteronom, ori Ieșirea, și veți vedea, ce? Câte date, câte nume, câți ani pe care un om era cu neputință să le țină minte. Și ele n-au fost stocate undeva, n-avem biblioteca digitală, n-avem calculatorul, n-avem discheta, n-avem acela mic care să bagă stick-ul, n-avem discul cu informații sau alt fel de moduri de a capta. Nu! Totul a fost poruncit de Dumnezeu, scrie așa, vezi că a fost așa, iar Moise a stat și a scris. Și așa a apărut Pentateuhul sau primele cinci cărți ale Sfintei Scripturi și apoi ceilalți proroci la rândul lor care au scris tot Scripturile, fiecare cartea sa ale Vechiului Testament, până ce am ajuns la Scriptura Noului Testament, pe care o avem prin viu grai de la cei patru evangheliști, care fiecare prezență în preajma Mântuitorului, prezintă faptele în mod sinoptic, dar în mod diferit, dar exact, necontrazicându-se, adică nu în contradicție, fiecare cum le-a perceput. Ioan în mod dogmatic, am spus de atâtea ori, Luca în mod narrativ și frumos, fiind pictor, doctor, avea viziunea imaginii, avea viziunea frumosului. Marcu este strict și la obiect, dă detalii exacte, iar Matei, care a fost de față cu Mântuitorul multă vreme, le povestește cumva mai din suflet, dar în mod minunat. El mai mult scoate în evidență puterea minunilor. Dar Evanghelia este una și aceeași care a vorbit-o Mântuitorul Iisus Hristos timp de 3 ani și jumătate, după cum le-a spus apostolilor, mergând învățați toate neamurile, câte v-am spus eu vouă. Ne oprim aici la mreje și considerăm că am înțeles de ce mrejele Vechiului Testament nu mai erau de calitate, pentru că legea s-a stricat, găsim în psalmii lui David, vremea este să lucreze Domnul, că oamenii au stricat legea ta, oamenii s-au bătut, netrebniți s-au făcut, nu este cel ce face bine, nu este până la 1, pentru că pe lângă cele 10 porunci ale decalogului s-au mai dat sute de porunci din lege, făcute de Sinedriul legii vechi și de arhierei legii vechi, care împovărau poporul, dar nu se vedeau rezultatele. Ei, în momentul de față, spune că în una din corăbii era lui Simon și Iisus îi poruncește, Simone, ia trage tu un pic corabia mai la apă, Mântuitorul se suie în corabie, se face
ecoul acela de difuzor, de pâlnie, căci atunci când vorbești din apă se aude mai bine pe uscat, un fel de amplificare, ca să spunem, nu cum ca astăzi modern cu acest microfon, și le vorbește oamenilor, iar acolo de față mai exista și perechea celelalte corăbii fiii lui Zevedeu. Ei erau deja obosiți, plictisiți, supărați, nu de cuvântul lui Dumnezeu. Veți vedea pe parcursul Evangheliei că ei trăiau o dramă puțin personală. O noapte întreagă s-au muncit să pescuiască și nu au putut prinde nimic. Pur și simplu, noi știm că în legea pescuitului sunt câteva reguli. Să nu fie apa prea rece, că peștele se duce la fund, să nu bată valurile, că peștele se bagă în mâl sau se bagă la margini, să nu fie prea multă căldură, că peștele coboară la răcoare. Și atunci, probabil că în împrejurarea în care ei s-au chinuit toată noaptea, n-au reușit să prindă pește. Nereușind să prindă pește, evident că au intrat într-un fel de grijă, când ai familie, când ai de hrănit niște guri, când ai de cumpărat cele necesare, nu-ți permiți să pierzi timpul. Cu atât mai mult că învățătorul i-a ținut de vorbă și a vorbit popoarelor și a stat în preajma acelor două corăbii și ele n-au putut să se ocupe cu altceva. Dar Mântuitorul nu obișnuiește să rămână dator. În timp ce predica popoarelor, celor care erau adunați pe mal, că unde se afla că-i Mântuitorul, veneau tot felul de bolnavi, ciungi, orgi, biologi, șchiopi, surzi, paralitici, leproși și toți care se atingeau, se curățau sau care Mântuitorul îi binecuvânta, se ridica boala și neputința de la ei. Așa ne confirmă Evanghelia că mergând prin toate satele și pe unde trecea cu apostolii, învățau, vindecau și tămăduiau poporul. La un moment dat, Iisus, după ce termină de vorbă,